Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag! Astăzi vreau să vă fac un tutorial foarte interesant. Astăzi vreau să vă arăt a doua parte. Țineți minte că eu cu vreo 30 de zile în urmă am făcut un video când am pus eu acești minunați răsat de castraviet și de roșu. Ia uitați-vă cât ele sunt de mari și cât de frumoase au crescut timp de o lună. Noi le-am stropit natural, noi le-am pus pentru furnici, ca să nu aibă furnici, ca să nu le mănânce păduchii. Noi i-am chiruit, chiar și am video cum l-am chiruit. Noi i-am rupt frunzele care nu au nevoie. Deci, uitați-vă, este deja trebuie de așa ușor ca să-l punem pe aț, ca el să crească înalt. Acești răsad de roșii, ei cresc 5 metri, o să crească până în pod. Țineți minte că o lună urmă eu am și video, dacă să vreți să las în comentariu, când am pus acești răsad minunate. Uitați-vă cât de gros ești și cum de multe roșii ele deja ne dau. Așa, într-adevăr foarte frumos. Dar aici am ceva interesant, ia uitați-vă, eu am pus cu voi, așa, castraveți, ia uitați-vă și am eu aici, minunații, castraveți, într-adevăr sunt foarte mari, ea sunt dăinia roadă până în toamna târziu și roșele la fel, eu peste 10 zile undeva am să mănânc roșii, dar castraveții deja putem să-i savorăm. Ia uitați-vă și frumusețe am eu aici, da, într-adevăr foarte mult, deja trebuie să-i culegem. Ei îmbătrânesc, sunt foarte frumoși, deci dacă mă duc la vârful răsadului de castraveți, el în care castraveți, acesta castraveți a să fie peste o lună, gata, dar aceștia de jos deja sunt frumoși, pot să-i culeg, sunt atât de mulți, sunt atât de frumoși, ia uitați-vă, stau glod, stau dolduri la noi se numesc. Răsadul trebuie să-i pui îngrășăminte, trebuie să-i tai frunzele galbene, trebuie să le rupi frunzele galbene, ca să nu le mănânce mustul la roșii și la castraveți, trebuie să ai grijă de ele. Noi avem diferite sorturi, eu deci am peste 10 zile roșii deja coapte, ia uitați-vă și frumusețe aici ei la mine, într-adevăr perfect. Eu v-am mai arătat, am mai făcut un video când am pus sierra, când am pus răsadul, când am pichiruit, eu v-am arătat absolut, iau tot și frumusețe am eu aici. Deja eu, cu toată dragostea, pot să mănânc minunații castraveți. Așa, iau tot și am aici. Minunați. Deci la un fir de răsad, scoți 20-25 kg de castraveți. Arată perfect, sunanți ca mine, dar o să mai crească undeva 1,70 m, dar o să crească până la 5 metri. O să crească până în sus, deci aici a să crească și a să dăie drum așa struguri de roșii. Eu de mult vreau să vă arăt, dar astăzi mi-a venit rândul să vă arăt sierra. Într-adevăr este foarte frumoasă, aici încă a să dăie floare și roșii. Dar știți când a să mâncăm? Undeva peste o lună de aici. Dar peste vreo 10 zile deja să mâncăm de aici, de jos. Ia uitați-vă și castraveți plin de floare galbenă, frumoși. Nu sunt galbeni, fiindcă răsadul de castraveți trebuie să fie verde, frumos, perfect. Ia uitați-vă și are aici. Minunat! Foarte frumos. Da, deci aceasta este sierra noastră. Care acum încă nu punem la morad, dacă e să mă întreghizi, Dana, primii castraveți nu, acum să mănâncă castraveți, îi mâncăm sănătoși, putem să facem chiar și rețete pentru căderea părului, pentru tenul nostru frumos, dar eu am mai făcut câteva videouri cu sierra noastră, da? Ia uitați, și minunății, dar cel mai frumos mi-mi place, dacă cinstit, aici, ia cât aici, îi culegi, cât vrei, uitați-vă cât sunt de mulți. Dacă nu-i culegi azi, deja sunt îmbătrâniți, trebuie să-i culegi toată ziua, fiindcă îi cresc și cresc și cresc, da?
frumoși, da? Astăzi e duminică, de ce să nu vă fac și eu un video frumos? Să vă arăt. Am să vă arăt și când ați le culeg și cum le-am pichiruit, dacă mai țineți minte cine m-a vizionat. Deci este perfect. Cu voi a fost prietena voastră Zidana. Acesta este a doilea video din seara mea. Dacă vreți să vă uitați primul, ați vedeți cum eu am pus răsadul. Dar dacă ai grijă de dânsul, îl ungi foarte bine. Noi avem aici niște furtuni, dăm drumul la apă, ele curg singură, ca să nu umblăm pe întrânsele, ca să le rupem frunzele. Așa. Deci ei o să mai crească, o să-mi dă roadă până toamna târziu, o să crească așa, până sus, aici. A să-mi dă roadă până toamna târziu. Dacă, sincer, undeva cu vreo 2 toane de roșii eu am scot de aici. Și castraveți la fel. Așa vă arăt și cartofii mei. Țineți minte că eu v-am arătat și ardei, deja sunt în floare, astăzi este un timp mai ploios. Cartofii au plin, ia uitați-vă, plin de floare. Frunza de vie este frumoasă, deja abricose, să avem anul sau un an bogat, numai să ne pazească Domnul să ne dă ploaie cu piatră. Dar ia uitați-vă și frumusețe avem noi în grădină. Cu voi a fost prietena voastră Zidana. Vă las și păcat dacă suntem la țară să nu facem o seră, mai ales să mâncăm totul natural, totul super bun și totul natural ca să fim sănătoși.